Pelerinajul durerii a continuat astăzi la Patriarhie. Mii de oameni au venit să se roage pentru sufletul celui care i-a călăuzit pe drumul credinței mai bine de 20 de ani. A plâns și cerul cu ei, dar asta nu i-a descurajat pe cei strânși la cozi imense ca să ajungă la sicriul părintelui Teoctist. Alex Dima se află la Catedrala Patriarhală și ne spune ce s-a întâmplat astăzi acolo. Alex, bună seara! Bună seara, Mihai! Bună seara, doamnelor și domnilor! Chiar dacă la această oră plouă mocănește în capitală, aici, în dealul Mitropoliei, sunt adunate câteva sute de oameni care așteaptă în liniște, așteaptă cu răbdare să intre în Catedrala Mitropolitană pentru a săruta pentru ultima dată mâna Patriarhului Teoctist. Așa s-a întâmplat toată ziua, oamenii nu au ținut cont că a plouat, au așteptat în răbdare. Așa s-a întâmplat și noaptea trecută. În niciun moment coada de aici, de la Catedrala Mitropolitană, nu s-a terminat. Iată, oamenii așteaptă cu flori, cu lumânări în mână. Noaptea trecută, toată noaptea, muncitorii au lucrat aici în Catedrala Mitropolitană la mormântul Patriarhului. L-au terminat în această dimineață, l-au zidit urmând ca mâine să fie pavat cu marmură. Ieri, episcopul vicar Vicențiu Ploieșteanu spunea că în momentul în care Catedrala Mântuirii Neamului va fi terminată, trupul Patriarhului va fi mutat acolo, pentru că asta era marea dorință a Patriarhului Teoctist, să vadă o catedrală mare, o catedrală patriarhală, iar el să fie înmormântat acolo. Cât despre mormântarea care va avea loc vineri, spuneau cei de aici de la Patriarhie, dacă vremea va permite, adică dacă nu va ploua și dacă nu va fi foarte cald, trupul Patriarhului va fi depus aici, în mijlocul curții patriarhale, pe un catafalc. Aici este posibil să se țină și slujba, după care trupul Patriarhului va fi purtat în jurul Bisericii Mitropolitane de preoți și de călugări pe umeri, iar după aceea va fi înmormântat. Dealul Mitropoliei, ploaia s-a amestecat cu lacrimile credincioșilor. Ca să se roage la căpătâiul Patriarhului, oamenii au înfruntat și vremea și îmbulzeala. Cu ce gânduri ați venit? Să aduc niște omagii unui om care a încercat toată viața să fie un exemplu și un reper pentru tine, pentru creștini. Și Gigi Becali a venit să-și ia rămas bun de la părintele Teoctist, mai ales că îl macină un mare regret. În ultimele trei luni ne-a tot vrut să vorbească cu mine între patru ochi și n-a fost să fie. Acum sunt curios ce ar fi vrut să-mi spună. M-a avut onoarea să-l cunosc, să primesc de la dâns o binecuvântare deosebită. Îmi pare foarte rău că La catafalcul Patriarhului au zăbovit și politicienii Vasile Blaga și Adrian Videanu. La funeraliile de vineri au anunțat deja că vor sosi trimișii Vaticanului și au confirmat venirea și arhiepiscopul Albaniei și Patriarhul Georgiei. Bisericile ortodoxe din Ungaria și Polonia își trimit și ele reprezentanții.